Consilierii locali ai primăriei municipiului Hunedoara au aprobat ieri, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, o rectificare bugetară în sumă totală de 57 de miliarde de lei vechi. Astfel că modificările efectuate în bugetul local privind lista de investiții noi sau cele existente la care au fost suplimentate fondurile sunt reactualizarea planului urbanistic general, modernizare piața Obor, reabilitare termică imobil școala gimnazială numărul 1, reabilitare termică și audit energetic școala gimnazială numărul 7 din cadrul Colegiului Economic Emanuel Gojdu, realizare scară exterioară de evacuare conform prevederilor legale la grădinița cu program prelungit Licurici, realizare alei și drum de acces în incinta grădinii zoologice, achiziționare sistem supraveghere video complexul de agrement Corvina, sistem de climatizare și sistem de protecție la șocuri a instalației de filtrare și tratare la complexul de agrement Corvina, realizare rețea canalizare pluvială pentru centrul social multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara, execuție instalații electrice de alimentare centrul social multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara, achiziționare ventilator pentru centrala termică de la adăpostul de urgență pe timp de noapte, achiziționare instalație alarmare personal în caz de incendiu de la adăpostul de urgență pe timp de noapte, proiectare specializată și lucrări de extindere rețea alimentare apă, rețea canalizare, instalație de pompare și reabilitare stradală în municipiul Hunedoara, reabilitare fost spațiu punct termic Bulevardul Corvin, precum și achiziționare echipamente pentru locuri de joacă.